Salutare! Așa cum v-am promis, revin cu o nouă rețetă cu produse Verdino. Astăzi voi pregăti o rețetă grecească de feta Verdino, prăjită în aluat cu salată crocantă și sos de rodie. Pregătim mai întâi un adeziv alimentar, amestecând făină cu apă. Am împărțit un pachet de feta în două felii egale, apoi împachetez fiecare felie într-o foaie de spring rolls și la capăt o lipesc cu puțin adeziv alimentar. Punem o tigaie cu mai mult ulei la încins și prăjim feta pe ambele părți până devine crocantă. Punem într-o altă tigaie puțin ulei la încins și prăjim crutoanele de lipie până devin crocante. Să trecem la prepararea dressingului. Într-un bol amestecăm siropul de rodie, suc de lămâie și ulei de măsline. Amestecăm bine și asezonăm cu sare și piper. Amestecăm mixul de salată cu ceapă verde, roșii sherry, castraveți, ridichi, ceapă roșie, frunze de mentă, lăstar de pătrunjel și dressingul de rodie. Amestecăm salata bine, tăiem feta pe jumătate și o punem într-o farfurie pe un pat de salată. Decorăm cu crutoane de lipie și deasupra feta crocantă. Presărăm puțin susan, sumac și la sfârșit dressingul din sirop de rodie. Poftă bună! Vă mulțumesc că m-ați urmărit! Îmi puteți trimite întrebările voastre pe salut@verdino.ro și vă răspund cât pot de repede. Și nu uitați, inclusiv ceea ce punem în farfurie ne poate salva planeta. Vă mulțumesc!